preferă bicicleta. Cicliștii dinamoviști au fost, de-a lungul timpului, în fruntea plutonului sportivilor români îndrăgostiți de acest sport. La Jocurile Olimpice de la Roma, un onorant loc 6 l-a obținut trioul alb-roșu Moiceanu, Șerban, Zanoni. Mai târziu, cel mai bun ciclist român a devenit Mircea Romașcan, care, împreună cu Selejan, Sofronie și Ciumeti, pregătiți de Nicolae Voicu, au dominat întrecerile balcanice. Același Romașcanu, împreună cu Constantinescu, Căruțașu și Lăutaru, au obținut locul 2 în cursa păcii, liderul echipei, ocupând și al treilea loc în clasamentul general individual. Romașcanu este astăzi antrenorul cicliștilor dinamoviști, printre ei fiind Pavel Lupaș, Dan Dănilă și George Manu, iar țelul lor este să readucă ciclismul românesc în ierarhia europeană.